șoricelul de aur. Un mare demnitar din Asia avea o adevărată patimă pentru bani. Deși strânsese sume însemnate, tot timpul se plângea că nu-i ajung bani. Într-o zi îi chemă pe toți supușii lui și le spuse: peste câteva zile va fi ziua mea de naștere și am auzit că toți doriți să-mi faceți un dar, drept pentru care îmi este foarte greu să vă refuz. Nu contează valoarea darului, totuși să știți că împlinesc 50 de ani și că sunt născut în zodia șoarecelui. Așa că darul ce mi-l faceți să nu fie mai puțin de 50 de liang. Oamenii ascultară privind unul la celălalt cu uimire și înghițind în sec. În cele din urmă, neavând încotro, trebuie să împrumute bani pentru darul marelui demnitar. Unul dintre supuși era un om nespus de lingușitor. Se duse la magazinul de bijuterii și comandă un șoricel de aur pentru a-l dărui sărbătoritului. Când fu gata, lingușitorul îl luă și îl duse imediat demnitarului. Acesta, văzând darul, făcu ochii mari examinând obiectul cu bucurie. Văzând reacția demnitarului, lingușitorul spuse: dacă din întâmplare apare un post bun, v-aș ruga să vă gândiți la mine, sluga dumneavoastră supusă. Bineînțeles, dar trebuie să-ți spun că peste încă 10 zile va fi ziua soției mele. Am să-i dăruiesc și soției dumneavoastră un șoricel de aur ca să fie o pereche. Dar demnitarul răspunse: soția mea nu este născută în zodia șoarecelui, ci în zodia bivolului. Dăruiește-i un bivol din aur. Lingușitorul, auzind o astfel de dorință nemaipomenită, nu mai putu scoate o vorbă.